Președintele Partidului Social-Democrat Buzău, Lucian Romașcanu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că partidul și-a stabilit candidații pentru majoritatea primăriilor din județ. Vom face tot ce trebuie pentru a comunica oamenilor că echipa Partidului Social-Democrat, atât de la municipiu, de la județ, cât și din fiecare localitate, au făcut lucruri importante pentru oameni și că avem proiecte și pentru viitor, astfel încât să continuăm dezvoltarea Buzăului. Suntem, cred, în poziția de a prezenta candidați în toate UAT-urile cu reale șanse de câștig. Ne dorim să obținem și un vot politic extrem de bun pentru a reuși să avem majorități în consiliile locale și în Consiliul Județean. Ne dorim să aducem un vot foarte important pentru lista comună la europarlamentare, pentru că este evident că ceea ce poate oferi coaliția PSD-PNL este stabilitate, performanță, eficiență în guvernare și pentru următorii 4 ani. Iar dacă această listă va fi validată prin votul românilor, este clar că acest proiect funcționează și va merge înainte și după anul 2025. Totodată, senatorul buzoian a precizat că Partidul Social-Democrat va organiza o campanie electorală pozitivă, fără atacuri împotriva contracandidaților. Vom face tot ceea ce ne este permis legal cu maximum de efort și implicare, astfel încât să ne transmitem mesajele peste tot. Suntem conștienți de așteptările pe care le au românii și vom veni cu proiecte astfel încât toate aceste așteptări să fie îndeplinite. Nu o să fie în niciun caz o campanie negativă, sub nicio formă. Nu o să vedeți mesaje negative, nu o să vedeți, atacuri la contracandidați. Totul va fi pe pozitiv și va fi pe ceea ce avem de făcut. În data de 9 iunie vor avea loc concomitent alegerile locale și cele europarlamentare.